Președinte, I would first congratulate. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să o felicit pe colega mea, doamna Auken, pentru raport și să spun că amendamentele reprezintă opinii exprimate de alți membri și alți actori. Raportul reflectă însă realitățile cu care ne-am confruntat în Bulgaria. Eu m-aș referi la viitoarele misiuni la fața locului și la chestiunile care mi se par importante. În primul rând, mi se pare că consultările între autorități și societatea civilă sunt doar la nivel formal, doar pentru a le bifa, însă nu sunt consultări reale, nu o contribuție reală pentru a spori conștientizarea în rândul opiniei publice și a prelua ideile menționate de ONG-uri și așa mai departe. În al doilea rând, lipsa totală sau foarte prostul dialog între autorități și comunități. Este ceva cu care ne-am confruntat nu doar la Sofia, dar și la Saparevo, Bania și în alte locuri. În al treilea rând, așa cum a menționat și Margaret, încerc să fiu cât de înțelegător se poate. Legația între autorități și investitori mi se pare complet inacceptabil să asistăm la un fel de complicitate între aceștia pentru ca împreună să se încalce legile europene. Apoi, diferența între informațiile oficiale furnizate de Ministerul Mediului și autoritățile regionale și realitățile de la fața locului. Ni s-a spus că totul e în regulă și e bine, însă în fapt, realitatea nu doar că se diferenția de informațiile oficiale, ci era chiar în contradicție. De aceea mă întreb în ce măsură informațiile oferite de autorități sunt de încredere și, în special, în acele cazuri sensibile, se impune să ne deplasăm la fața locului, să vedem care este realitatea, ca și în cazul parcurilor eoliene din Bulgaria și România. Este singura modalitate de a obține informații clare și complete cu privire la evoluțiile de acolo. Și, în final, evenimentele ulterioare deplasării. Ce se va întâmpla așadar în cele ce urmează? Se îmbunătățește situația de la fața locului sau lucrurile rămân aceleași și vom avea nevoie de o serie de alte deplasări? Mr. Commissioner, I'm very Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, mă simt încurajat de declarația dumneavoastră. Vine exact în momentul oportun, înainte de a se lua decizii importante în interiorul Parlamentului, a Consiliului și al Comisiei. V-aș ruga să colaborăm împreună pentru a reduce distanța între ceea ce vorbim la Bruxelles și ceea ce facem în anumite state membre. Pentru că asta este problema, de fapt, și este motivul pentru care primim așa de multe petiții pe probleme de mediu. Mă simt inspirat și de anumite rapoarte și avize care au fost discutate în Comisia noastră pentru petiții, precum biodiversitatea, pentru care am fost raportor pentru aviz. De asemenea, și binecunoscuta audiere cu privire la gestiunea deșeurilor organizate de domnul Iturgais, dar și misiunile la fața locului în Bulgaria, Italia și în alte state. O întrebare importantă, domnule comisar, ar fi aceea cum anume ne putem baza pe obiectivitatea și neutralitatea evaluărilor de impact de mediu. Pentru că atunci când acestea sunt făcute de către investitor, este puțin utopic să credem că acestea ar fi în mod automat obiective și neutre și
să poată fi implementate fără să coste bani mai mult și fără să aducă prejudicii mediului. Cel puțin în cazul proiectelor la scară largă, aș recomanda ca atât evaluarea de impact de mediu, precum și evaluarea de impact strategic să se efectueze în mod neutru, pentru că într-un caz care se va discuta apoi mâine în România, cazul Roșia Montană, evaluatorul a fost ghidat, transportat, găzduit de investitor atunci când și-a făcut raportul de evaluare. Oare poate fi obiectiv? Eu sunt raportor de asemenea și pentru fondul de coeziune din partea Parlamentului European și în preambulul raportului se spune că în anumite cazuri în care poluatorul nu plătește costurile aferente poluării, se poate accesa și fondul de coeziune. În teorie sunt pentru, dar în practică, domnule comisar, nici un deputat nu va fi dispus să accepte acest lucru dacă nu ni se garantează că evaluarea de impact de mediu și evaluarea impactului strategic vor fi neutre, suficient de puternice pentru a preveni aceste pagube și de a nu irosi fondurile de coeziune. Asta să fie clar. Și bineînțeles că sunt dispus să cooperăm pe această temă. Și în final, încă o întrebare. De ce în comunicarea dumneavoastră, domnule comisar, cu privire la Natura 2000, de ce această comunicare a fost degradată la nivelul unui document de lucru al Comisiei? Așadar, un document mai puțin semnificativ, pentru că ne-ați spus anterior că aveți nevoie de parteneri, de aliați și noi suntem de partea dumneavoastră, în mod necondiționat, aș putea spune chiar. Însă pentru a fi de partea dumneavoastră este vital ca împreună să venim cu răspunsuri fezabile, consecvente pentru cetățenii europeni și nu doar pentru un anume grup politic sau pentru un stat membru sau altul, ci pentru a aborda problemele de mediu în Uniunea Europeană. Mulțumesc încă o dată în avans pentru disponibilitatea dumneavoastră și pentru spiritul de cooperare. Prima intervenție în ceea ce privește chestiunile legate de finanțare și de Natura 2000. Eu sunt conștient de faptul că succesul acestui program Natura 2000 depinde de două întrebări cruciale. Cât de bună va fi gestiunea și cât de serioasă va fi finanțarea? În faza asta ne aflăm. Poate că nu urmăriți evoluțiile foarte îndeaproape, însă vă asigur că am încercat să facem tot posibilul în formularea politicii agricole comune în mod curent. Banii care sunt aferenți PAC reprezintă la prețuri actuale 20 de miliarde și în perspectivele financiare viitoare suma va fi de peste 100 de miliarde. Fermierii așadar nu vor beneficia de bani dacă nu se face legătura cu ecocondiționalitatea, cu componenta de înverzire. Țăranii dispun de 3/4 din proprietățile din Europa și avem probleme serioase cu calitatea solului, a apelor, a aerului. Acestea sunt chestiunile unde avem nevoie de ajutorul lor pentru a le gestiona și de aceea am promovat acest concept a bunurilor publice. Pentru ca ei să ne ajute să furnizăm bunuri publice și în loc de a le acorda subvenții directe, le plătim subvenții pentru furnizarea unui bun public pe care îl prețuim cu toții. Aceasta este noua filozofie din viitoarea politică agricolă comună. Desigur, este la nivel de propunere și va fi probabil dificil să trecem de dezbaterea din Parlament, dar și de dezbaterea cu statele membre. Însă le susținem cu toate forțele pentru că este o filozofie nouă în contextul conservării mediului și a biodiversității.
Același lucru se leagă și de propunerea în domeniul politicii de coeziune și în domeniul politicii pentru pescuit, care este una excelentă. Nu știu dacă ați citit acea propunere, însă doamna Tamakis este o persoană care înțelege foarte bine termenul de durabilitate. Acestea sunt așadar toate elementele existente pentru posibilitatea finanțării. În anumite cazuri este vorba de finanțare directă, însă în multe cazuri statele membre vor decide sau regiunile. Și vor trebui să poziționeze aceste priorități în așa fel încât să poată beneficia de respectivele finanțări. Ideea este așadar să punem la un loc toate elementele, astfel încât cineva să înțeleagă în mod clar acolo unde există posibilități, oportunități și unde pot fi folosiți banii. Însă am deschis multe uși, multe porți pentru a putea utiliza pe viitor astfel de finanțări. O altă chestiune abordată de colegul Ivo Weigel. E vorba de dilema cu care mă confrunt pe întreg parcursul mandatului. Dacă ne uităm la evoluția istorică a evaluării de mediu, impactului de mediu, înainte, orice se putea construi fără niciun fel de evaluare de impact de mediu. Așadar, simpla introducere a acestei valori reprezintă un pas important în direcția cea bună. Și asta se vede și în petițiile dumneavoastră. Uneori, nici noi nu suntem de acord cu acțiunea statelor membre și intervenim acolo unde considerăm că au abuzat de competențele lor. Ulterior, s-a introdus această componentă de transparență, ceea ce înseamnă că orice se face în respectivul context ar trebui să fie disponibil tuturor în așa manieră încât oricine să poată să-și forma o judecată de valoare. Asta este parțial și un răspuns la altă întrebare a dumneavoastră, obiectivitatea. Pentru că sunt de acord cu dumneavoastră, este un element crucial. Prin acest element al transparenței s-a deschis o poartă astfel încât cine dorește să analizeze propunerea poate să o facă și de asemenea și să se opună. Știu că situația încă nu este ideală. De aceea și avem și în lucru revizuirea respectivei directive privire la valoare de impact. Și vă asigur că vom face tot posibilul pentru a dezvolta această unealtă foarte importantă pentru calitatea mediului și pentru cetățeni.